A fost mobilizare generală astăzi la Slatina. Angajații firmei specializate au continuat acțiunea de dezinfecție a scărilor de bloc. Încă de la primele ore ale dimineții, cele 8 echipe au acționat cu dezinfectant biocid, autorizat de Ministerul Sănătății, în scări, pe trepte, pe balustrade, pe ușile de la intrarea din imobil, dar și pe băncile amplasate în fața blocurilor. În total au fost dezinfectate 560 de scări de bloc. În lupta cu noul coronavirus la Slatina, autoritățile desfășoară în paralel mai multe acțiuni de dezinfecție, iar datorită lor, slătinenii spun că se simt în siguranță. Ei sunt optimiști și speră ca în curând viața lor să revină la normal. Ați văzut că se dezinfectează din nou scările. Cum vi se pare această acțiune? E un lucru bun că se dezinfectează. De ce nu? Vă simțiți mai în siguranță odată cu aceste acțiuni de dezinfecție? Da, da. Și e foarte bine că se procedează, că se procedează în felul acesta. Oamenii trebuie să înțeleagă, să se protejeze, să stea acasă, să-și pună măști, mânuși. Treabă bună. Cine a făcut, cine a avut inițiativa, e foarte bine. Ne-a dat măști, ne-a dat toate alea ce trebuie. Sperăm să fie bine. O părere foarte bună. Mulțumim domnului primar. Erau nevoie aceste acțiuni, doamnă? Nu, pe ce aveam, doamnă, bani? Că nu lucrez nici eu, nici soțul. De unde-i bani? Ai. Era necesar. Mulțumim frumos. E bine că faci așa ceva. Să mai vină. Să ne mai dea, că uite, e boala pe noi. Au mai trecut pe la dumneavoastră echipele primăriei? A trecut de 2-3 ori. Au mai trecut angajații primăriei să dezinfecteze scara de bloc? Au trecut, da, domnișoara, au trecut. Au pus și ăsta pentru mâine. Dezinfectant. Este tot timpul, găsesc soluție. Mânuși ne-a dat pe fiecare săptămână, chiar așa, ultima... Ieri au venit cu mânușile. Cum vi se par, doamna, aceste acțiuni? Bune. Suntem mulțumiți de domnul primar mulți. E bine, pe timpul ăsta ce se întâmplă, se pare corect. Cea de-a patra etapă de dezinfecție a tuturor scărilor de bloc din Slatina se va încheia sâmbătă.